Peste 100 de verificări au fost efectuate de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în ultimele 2 săptămâni. Au fost vizate în special abatoarele, patiseriile și brutăriile, dar și restaurantele și fast-foodurile. Principalele deficiențe constatate și care evident au fost sancționate au fost nereguli privind condițiile de igienă, depozitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare a produselor, precum și ambalaje deteriorate. Un restaurant cunoscut din Scornicești, aflat chiar pe drumul european, a fost închis temporar după verificările inspectorilor sanitari veterinari. La momentul verificării au fost constatate deficiențe de igienă și, cum am mai spus, carne, preparate din carne neetichetate corespunzător, adică fără date de identificare, și de asemenea depozitate necorespunzător, motiv pentru care s-au reținut oficial acele produse. Medicii veterinari au spus că vor redeschide localul abia după ce administratorul va remedia toate deficiențele. Li s-a explicat și înșii au înțeles că trebuie să își remedieze deficiențele, iar în momentul în care consideră că au remediat deficiențele, să depună o solicitare, să notifice Direcția Sanitară Veterinară și o echipă de medici veterinari se va deplasa la fața locului și va verifica dacă într-adevăr au fost remediate deficiențele. Și în funcție de constatări se va lua măsura ridicării, suspendării sau menținerii suspendării activității. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare au reținut în urma tuturor verificărilor din ultimele săptămâni cantități importante de carne, brânză și ouă fără documente de proveniență.